Nici bine nu descălecăm cu tot cu urna plină și ghiciți cu cine dăm nas în nas. Un prieten ceteraș. Ce faceți de amarine? Bine, ce faci tu? Ciucă-ți. Te pop, uite, am auzit că te-ai mutat în Cluj. Am zis că m-am mutat la Cluj. Știam că Vasilică Gogea, ceterașul, s-a mutat în Cluj recent și aveam nevoie de cât mai multe numere în spectacol. Ne-am gândit să mergem și să-l invităm. Noi acum lucrăm pentru o familie aici care are 4 copii. Și am explicat tot cazul și... Noi avem nevoie de tine. Eu am crezut în că spectac... vii să-mi dați și vă bani. Nu. Să vii în spectacolul nostru de mâine seară. E spectacol umanitar? Știi că eu sunt fletist. Eu știu. E cu mare drag. Dane Marie, eu vin la spectacol. El este un om foarte plăcut și de fiecare dată prezența lui ne bucură pentru că face show de fiecare dată și este un artist talentat și cum ne place să facem spectacol peste tot, am făcut spectacol chiar și acolo în fața blocului. Hai, care știe versurile? Să gândi pe el. Hai să te arăt, fii atent. Mai țin de cum ai făcut cu mine, dar la mine ți-a fost mult mai greu. Nu se poate. Eu trebuie să țin cu mâna. Trebuie să bateți așa de bără. Stai. Să pricepem. Bine muzica cu arcușul între sumii, dar sună așa un pic amrăcușit. Adică se intimidează arcușul. Cum e la tine? De unul meu stă fix și arcușul și camera și orice, adică... și am încercat și invers. Hai, acum cânt eu! Așa de bună, așa! Bravo! Chiar ne-am înveselit, am cântat, am dansat în fața blocului cu decolteul la înaintare. O frumusețe! Hai, pui de bolocan, după pui de bolocan, să nu dai cu bolocan, să nu dai cu bolocan, că dacă vii bine, mai de capul tău ar fi. Ne-am simțit foarte bine și ne-am dat seama că momentul lui va fi unul foarte important în spectacolul nostru și ne-am bucurat foarte tare că a acceptat propunerea noastră.